S-au scris și mai multe. Vorbim despre Marta Bibescu. L-avem astăzi invitat alături de noi pe istoricul Dan Falcan. Domnule Dan Falcan, bine ați venit. Domnule Falcan, de ce numele Marta Bibescu astăzi are o rezonanță destul de adâncă în societatea românească? Da. Nu știu, în primul rând că pentru ce a reprezentat Marta Bibescu pentru societatea românească și pentru literatura românească mai ales, mi se pare că încă e prea puțin cunoscută, fiindcă, așa cum am și scris, are câteva cărți prea puțin cunoscute în România. Mă refer în principal la Izvorul Sălcilor, care este o carte despre România, despre tradiții, despre mentalitățile românești și care încă nu e atât de bine cunoscută. Bun, asupra ei s-a așternut multă vreme un cont de umbră, în principal datorită perioadei comuniste, când evident n-a fost popularizată, ca să nu spunem că de fapt până anii 70 a fost interzisă, iar prima carte care a apărut despre ea în perioada lui Ceaușescu a fost jurnalul ei politic. Însemnările ei politice din anii 1938-1940, care dădeau bine pentru propaganda epocii, fiindcă acele însemnări practic au fost confiscate de poliția legionară într-o percheziție pe care au făcut-o legionarii la Mogoșoaia pe 23 noiembrie 1940. Ea nu și le-a mai recuperat acele însemnări, Marta Bibescu. Și ulterior au fost găsite în arhivele statului și au fost publicate de către cei de la Magazin Istoric într-un volum separat, cred că în 1974, la un an după moartea prințesei. Și ăla a fost primul moment când Marta Bibescu a revenit prin planul percepției, mă rog, opinii publice românești. Ulterior, e adevărat că după 90 au apărut operele, inclusiv Izvor, Țara Sălcilor. Însă, eu cred că acest număr din istoria reprezintă o reparație morală și istorică pentru una din marile personalități ale României, care și-a întins practic activitatea. Ea a început foarte devreme să scrie, încă din 1906, până la moartea ei în 1973, deci practic sunt mai mult de 6 decenii în care ea a fost implicată nu doar în lumea literară, dar și în lumea politică, diplomatică. Haideți să vedem în ce familie s-a născut Marta Bibescu. S-a născut într-o familie foarte bună. Ea, trebuie să spunem că dincolo de calitățile ei native, a avut și noroc, fiindcă mai trebuie să ai și noroc în viață. S-a născut într-o familie nobilă, celebră și bogată. Ne referim la familia Lahovari. Ca să vă dau un amănunt, tatăl ei era Ion Lahovari. A fost ministru de externe, președintele Senatului și președintele Partidului Conservator la un moment dat. Bun, pe lângă alte funcții, a fost și ministrul agriculturii și ministrul domeniilor, practic n-a existat un guvern conservator, fiindcă el era conservator, n-a existat un guvern conservator în perioada 1880-1912, în care Ion Lahovari să nu fie ministru. La rândul lor, alți doi frați, deci unchii Martei, Iacob Lahovari și Alexandru Iacob Lahovari, au fost și ei miniștri în guvernele conservatoare. Deci, practic, venea dintr-o familie cu puternică influență politică, iar din partea mamei, născută Mavrocordat, evident, venea dintr-o familie cu rădăcini adânci în dinastiile românești, atât basarabii cât și mușatinii, fiindcă străbunicul mamei sale, Smaranda Ema Mavrocordat, fusese
celebrul Constantin Mavrocordat, cel care în 1741 eliberase țăranii români din Șerbie, un mare reformator, de asemenea rudă cu Nicolae Mavrocordat, cel care a făcut Mănăstirea Văcărești. Deci și prin intermediul Mavrocordaților, strămoașa, mama Martei mă refer, strămoașa familiilor basarabilor și mușatinilor din Moldova. Deci, practic, Marta Bibescu unea noblețea sângelui cu influența politică și cu bogăția, fiindcă, evident, erau două familii foarte bogate. Și ea însăși a devenit, dacă se poate spune așa, și mai nobilă și mai bogată prin căsătoria cu prințul Bibescu. De altfel, mama sa, Smaranda, îi găsește încă de mică un viitorul soț pe prințul Bibescu. Da. Interesant e că inițial nu era prevăzut Bibescu, prințul George Valentin Bibescu, cu care de altfel Marta era verișoară, fiindcă în lumea lor toți erau veri, unchi, mă rog, nepoți. Inițial se găsi mama Martei, care trebuie să spun a fost foarte marcată de moartea unicului ei fiu, fratele Martei, George, tot George îl chema ca și pe viitorul soț, a fost marcată de moartea lui George și a rămas practic neconsolată până la moarte, de moartea acestui singur băiat, deși a avut 4 fete, Marta însă și Jean, Madeleine și Marguerite, o familie cu un destin destul de sinistru, fiindcă atât una dintre surori, deci Marguerite, cât și mama Martei, s-au sinucis în timpul războiului mondial, primului și după. Dar inițial mama Martei antamase niște discuții în vederea căsătoriei Martei cu principesa Ghica Comănești. Ghica Comănești era o familie de asemenea foarte veche, foarte nobilă, familia Ghica. Aveau moșie la Comănești și de aia și-au luat și supranumele de Comănești. O familie foarte bogată, fiindcă la Comănești, în perioada respectivă, deci ne referim la anii 1897-98, Marta avea vreo 12-13 ani pe vremea aceea, dar se gândeau deja la perspectivă, părinții, au vrut să o căsătorească pe Marta cu prințul Dimitrie Ghica Comănești, mult mai cunoscut și el în literatura română, fiindcă a făcut foarte multe călătorii în Africa, îi plăcea mult vânătoarea și a scris niște cărți de impresii. De altfel, multe călători dintre trofeele lui din Africa le găsim la Muzeul Antipa. Exact. Astăzi. Despre el e vorba, da. Acest proiect a căzut din cauza vârstei mici a celor doi viitori, eventual miri, dar ironia sorții a făcut ca unica fiică a Martei Bibescu, Valentina, să se căsătorească cu băiatul lui Ghica Comănești, deci cu cel care ar fi putut să devină soțul Martei Bibescu și, ca urmare, în loc de Marta, Valentina a devenit la rândul ei în 1926, dacă nu mă înșel, Valentina Ghica Comănești. Era o familie foarte bogată, fiindcă, după cum v-am zis, în zona Comănești s-au descoperit importante zăcăminte de petrol și de gaze naturale și atunci au devenit foarte bogați, așa cum averea lui Bibescu, mă refer la George Valentin Bibescu, și el un personaj extraordinar, venea din veniturile aduse de fabrica de ciment de la Comarnic. Ei aveau acolo și un castel la Posada, am și fost acolo, foarte frumos, și deci a avut parte și de o viață foarte îmbelșugată, fiindcă dacă o să rememorăm viața Martei, o să vedem că tot timpul ea călătorea. Ba era la Berlin, ba la Paris, ba la Londra, Roma, Egipt, Siria, ori toate călătorile astea costau. Ea stătea numai la hoteluri de 5 stele, mă rog, dacă existau pe vremea aia, călătorea numai cu Orient Expressul,
până să apeleze la avion. Deci, ducea un trai foarte luxos pe care și-l permitea datorită acestor venituri. Și dacă a avut norocul să aibă o situație financiară deosebit de bună de-a lungul vieții, nu același noroc l-a avut în privința mariajului cu prințul Valentin Bivescu? Da, din păcate nu. Ei s-au căsătorit foarte devreme. Marta avea 16 ani. Valentin era ceva mai în vârstă, dacă nu mă înșel avea chiar 22, fiindcă era născut cu 6 ani înainte de Marta Bibescu. Dar din păcate George Valentin Bibescu era un fusese crescut ca un băiețel foarte răsfățat. I se făcuseră toate voile. Mama lui era o prințesă franțuzoică. Era nepoata uneia dintre amantele lui Napoleon, Emil Pelapra, și din punctul ăsta de vedere ea a crescut toată viața în Franța, mă refer la soacra Martei, prințesa Valentina, și fusese una din frumusețile celebre ale celui de-al doilea imperiu, deci 1850-1870. Se căsătorise cu prințul de Beaufremont. A avut două fete și cu prințul de Beaufremont, deci surorile vitrege ale lui George Valentin. Însă s-a îndrăgostit la un moment dat de George Bibescu. George Bibescu cine era? Unul dintre cei patru fii ai prințului Gheorghe Bibescu, celebru la Revoluția de la 1848, adică răsturnat de Revoluția de la 1848, a avut mai mulți fii. Unul dintre ei, acest George Bibescu, care a fost ofițer, s-a înrolat în armata franceză, a luptat în Mexic în timpul intervenției franceze din Mexic în 1864-1867, s-a întors în Franța, s-a îndrăgostit de prințesa de Beaufremont, Valentina. A avut loc un duel între George Bibescu și prințul de Beaufremont. A fost și închis în urma acestui duel, fiindcă era interzis duelul. Dar ulterior a reușit să... Și prințesa l-a iubit foarte mult și a părăsit soțul pe prinț. Dar fiindcă era catolică și legea nu permita divorțul în Franța în perioada respectivă, au trebuit să meargă în Germania, într-un mic stătuleț german, și să se căsătorească acolo George Bibescu cu Valentina de Beaufremont. Acest lucru a făcut ca ea să fie exclusă din societatea franceză, fiindcă era considerată, a fost considerată bigamă, a fost un întreg scandal. Soțul i-a luat cele două fiice pe care le aveau împreună, i-a luat și castelul de la Menar, unde ulterior avea să fie mormântată Marta Bibescu, dar Valentina și-a urmat dragostea și s-a căsătorit cu George Bibescu, după care a venit în România, iar aici a avut doi copii cu George Bibescu. Pe viitoarea soția lui Barbu Știrvei, Nadejda, și pe George Valentin Bibescu, viitorul soț al Martei Bibescu. Deci ei când s-au întâlnit prima dată, erau foarte mici, mă refer acum doar la Marta Bibescu și George Valentin, până la urmă s-a aranjat această căsătorie. Din păcate, problema e că George Valentin era un tip, n-a spune neatras de latura intelectuală a vieții, dar a tras foarte mult de mecanică, de lucrurile practice. El a fost un excepțional aviator, mecanic, primul om care a avut automobil în București, a înființat Federația Aeronautică Română, a fost președinte al Comitetului Olimpic Român, iar între 1931-1940 a fost ales și reales de 10 ori președinte al Federației Internaționale Aeronautice.
De altfel, steagul acestei Federații Internaționale a fost desenat chiar de Marta Bibescu și e în vigoare și acum. Deci era un tip aplecat foarte mult spre latura practică a vieții, în plus dornic de aventuri sentimentale. El, în momentul căsătoriei cu Marta Bibescu, deja avusese câteva aventuri, deci era mult mai experimentat decât Marta Bibescu, și s-a purtat cu Marta Bibescu în timpul la începutul căsătoriei. Biograful ei chiar spune, biograful Martei spune, ca și când ar fi primit-o pe Marta din partea unei patroane de bordel, nu din partea virtuoasei doamne la hovari. Deci a fost destul de animalic, așa, ca să folosim un eufemism, lucru care a îndepărtat-o pe Marta și de el, dar ulterior și de latura asta senzuală a vieții. Deși a avut și ea câțiva iubiți, câțiva amanți, dar întotdeauna pentru ea pe primul loc era intelectul. Deci ea prefera să se cupleze cu bărbați inteligenți, cultivați, nobili, evident, mai degrabă decât cu bărbați frumoși și virili. Și din punctul ăsta de vedere, căsnicia cu George Valentin a fost un dezastru, fiindcă George Valentin a trecut din aventură în aventură după naștere, deci după nașterea Valentinei, fiica lui Marta Bibescu și a lui George Valentin, i s-a interzis să mai întrețină raporturi intime cu soțul ei. Era foarte mică, avea 16 ani, Marta, și doctorul ei chiar face mențiunea: iată ce se întâmplă când copiii fac copii. Okay. Da. Un fenomen care, din păcate, azi în România văd că e destul de frecvent, să faci copii la o vârstă foarte fragedă, dar și pe vremea aia era la fel de contraindicat. Și atunci George Valentin Bibescu, care oricum era foarte, foarte viril și foarte pasional, a intrat într-o serie de aventuri care au continuat practic până la sfârșitul vieții lui, în 1941, lucru care evident l-au îndepărtat și au îndepărtat-o pe Marta de el. Și singurul punct luminos, să spunem, în această căsătorie a fost, evident, copilul, Valentina. Dar au existat și momente când cei doi s-au reapropiat. Deci George Valentin Bibescu, oricât de nebun ar fi fost, își dădea seama de valoarea Martei și probabil că la sfatul mamei sale, prințesa Valentina, cea despre care vă spuneam că era nepoata lui Napoleon, i-a făcut cadou Martei Palatul de la Mogoșoaia. A fost un moment de cumpănă în 1911-1912, când Marta se îndrăgostise de un conte francez, de Beauvau, celebru Beauvau, prima mare dragoste, și lui George Valentin Bibescu a fost frică că o pierde și la sfatul mamei sale i-a făcut cadou Palatul de la Mogoșoaia, în ideea că în felul ăsta o va lega de România și o va îndepărta de amantul francez, ca să zic așa. Și acela a fost un moment de apropiere între cei doi. Iar ulterior s-au mai petrecut, s-a mai reluat această legătură în 1925, când Marta a trecut printr-un eveniment foarte greu, a trebuit să fie operată, era pe moarte, și George Valentin Bibescu a venit rapid la Paris, unde era operată Marta, și a ajutat-o foarte mult, adică s-a dedicat câteva zile, câteva săptămâni până și-a revenit Marta. Iar Marta, la rândul ei, a fost foarte aproape de George în momentul în care acesta a suferit un accident aviatic în 1931 deasupra Indiei și era cât pe ce să moară. Mă rog, până la urmă a scăpat, dar Marta a fost lângă el, fiindcă
și-a dat seama că totuși sunt legați unul de celălalt și dovadă faptul că până la urmă au rămas împreună 4 decenii și confirmând oarecum previziunea Martei că Marta, până la începutul căsătoriei, scrisese undeva că așteptăm bătrânețea, ei doi, așteptăm bătrânețea ca să ne putem consola unul cu celălalt. Deci, până la urmă, au rămas împreună, dar fiecare ducându-și în fond viața separată. O perioadă destul de tulbure în istoria ei este perioada Primului Război Mondial și, în special, după ocuparea Bucureștiului de către trupele germane. Ulterior va fi acuzată că a colaborat cu trupele de ocupație germană. Ce s-a întâmplat în acea perioadă? Da, da, așa e. Bun, e mult spus a colaborat. Ea, practic... A fost acuzată. A fost acuzată, sigur, da. Dar ea, practic, să nu uităm de ce familie venea. Ea venea dintr-o familie aristocratică, era rudă prin intermediul rudelor soacrei ei, dar și prin numeroasele rubedenii, veri și nepoți ai socrului ei, deci prințul George Bibescu, tatăl lui George Valentin, care a avut mai mulți frați, care la rândul lor aveau veri, nepoți, scutare. Deci, practic, toată societatea franceză, dar nu numai societatea franceză, chiar și societatea italiană sau germană, erau pline de rudele Martei. Până alianță de sânge, ea considera că, într-un fel, patria ei e această mare familie aristocratică europeană, care ea îi aparținea, și deci n-a văzut ca pe o chestie de trădare de țară faptul că a rămas în București în decembrie 1916, când trupele germane au ocupat Bucureștiul. Bun, trebuie spus anterior că ea a avut o iubire importantă și destul de pasională cu cronprințul Germaniei, deci cu fiul, cu principele moștenitor al Imperiului German, băiatul, fiul lui Wilhelm al II, împăratul Germaniei. O iubire despre care s-a speculat foarte mult în epocă, dar despre care la sfârșitul vieții, într-un interviu acordat în 1966, Marta Bibescu spune: domnule, n-am avut o relație intimă cu cronprințul. A fost o dragoste de licean din partea lui, eu i-am răspuns, era măgulită că, iată, viitorul împărat al Germaniei, cum se presupunea că va fi, îmi acordă atenție, și a fost un schimb de scrisori chiar pasional, mai multe întâlniri. Dar în 1916 impresia asta era că, impresia în opinia publică e că Marta Bibescu era iubita cronprințului, s-a ajuns până și la aberația asta apărută în presa franceză, că trupele germane nu bombardează Parisul, fiindcă Marta era în Paris și ar fi primit ordin de la cronprinț să nu bombardeze Parisul ca să nu afecteze pe Marta. Ceea ce, mă rog, era o aiureală, fiindcă armata germană avea propriul plan de luptă și nu se lua după chestii de genul ăsta. Ce face în Bucureștiul ocupat? În Bucureștiul ocupat ea se poartă, a spune, corect și absolut onorabil. Conduce un spital pentru răniți, celebrul spital 118, care era pe undeva unde acum Policlinica Grozăvești, pe Ștefan cel Mare, Grozovici, nu Grozăvești, și de fapt toate marile doamne ale României din perioada respectivă, începând cu Regina Maria, Marta Bibescu, Dina Cantacuzino, Sabina Cantacuzino, Zoe Sturza, deci toate patronau câte un spital și aveau grijă de spitalul respectiv. Deci ea are grijă de acest spital până la intrarea germanilor în 1916, pe 6 decembrie în București, dar și ulterior. E adevărat că
ea nu este internată, adică ce se întâmplă? Sigur, oamenii politici antantiști, deci cei care militaseră pentru intrarea României în război alături de Antantă, au plecat la Iași, guvernul, parlamentul, familia regală. Rudele acestor politicieni, în principal soțiile fraților Brătianu, Ionel Vintilă și Dinu, dar și alte personalități feminine, au fost internate. Internate înseamnă un fel de domiciliu obligatoriu. În principal la Mănăstirea Pasăre au fost trimese, dar și în alte locuri. Martei Bibescu i s-a fixat un fel de domiciliu obligatoriu, dar practic la Palatul Mogoșoaia. Palatul Mogoșoaia era chiar casa ei, deci oricum s-a speculat că n-a avut de suferit din moment ce practic pusese, s-a spus, ai domiciliu obligatoriu în propria ta casă, apărat din Mogoșoaia, unde oricum stătea. Iar ulterior... Și totuși ea pleacă din București cu sprijin austro-ungar în 1917. Da, ea pleacă din București, într-adevăr, și s-a speculat foarte mult asupra relațiilor ei foarte bune cu contele Otokar von Czernin, care fusese ministru austro-ungarii la București și care ulterior va deveni ministru de extern al austro-ungarii. Ultim. Și Otokar von Czernin era în perioada respectivă în București, ea s-a întâlnit de mai multe ori cu ea și a obținut un fel de liberă trecere să plece din România în Elveția. În Elveția deja erau mama și cele două surori ale ei, Madeleine și Margrit, cealaltă soră, Jean, murise în urmă cu 5 ani în urmă holerei și din punctul ăsta de vedere ea a fost acuzată, uite, ție ți-au dat drumul și ai putut să pleci în Elveția la mama și în Elveția ai dus-o bine mersi. Mai mult decât atât, în drum spre Elveția, ea pe undeva pe lângă Viena se întâlnește cu, e cazată, e invitată de o prințesă von Turnul Taxis care o tratează foarte bine și, mă rog, timp de o lună și ceva, are un fel de sejur așa aurit pe lângă Viena și lucrul ăsta i s-a reproșat. În ce context? În contextul în care în Moldova era foamete, era holeră, erau foarte multe, armata română lupta împotriva germanilor și austro-ungarilor, adică comportamentul ei a părut puțin deplasat și prima supărată a fost chiar Regina Maria, cu care Marta, trebuie spus că întreținuse relații foarte bune de prietenie. Marta, prin soțul ei, era cumnată cu Barbu Știrbei, care la rândul lui era amantul Reginei Maria și deci Marta făcea parte din cercul foarte intim al Reginei. Era una din puținele persoane care ea, Maria, îi spusese, da, Barbu Știrbei e iubitul meu. Și a fost chiar prima persoană, așa cum scrie și în articol, care a spus Mariei Majestate, fiindcă în momentul în care a murit Carol I, în septembrie 1914, regina, principesa moștenitoare Maria, se afla în vizită la Marta, la Mogoșoaia, și Marta afla prima că a murit regele și atunci s-a dus la Maria și a zis Majestate, fiindcă devenise regina României. Dar trebuie spus că, apropo de eticheta asta de colaboraționistă, asta îi se datorează mai ales celor două verișoarele ei, această etichetă, Ana de Noai și Elena Văcărescu. Ana de Noai era născută brâncoveanu, rudă cu Marta, ca și Elena Văcărescu. Ele se stabiliseră amândouă în Franța. Elena Văcărescu, în urma celebrei povești de dragoste cu regele Ferdinand, mă rog, viitorul rege Ferdinand, care a fost interzisă de către Carol I, această poveste, și
Amândouă, deci erau în Franța încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, își făcuseră debutul în literele franceze, în literatura franceză, erau deja cunoscute, celebre, și când a apărut și Marta cu prima ei carte, Cele 8 paradise, sau Paradisuri, mă rog, ea spunea Paradise, 1906, au perceput-o ca o rivală. Și din momentul acela a început o luptă între ele, cele două, deci Ana de Noai și cu Elena Văcărescu, încercând să o bage mereu la punct pe Marta Bibescu. E tipic românesc, unde-s doi români, începe cearta, e acolo au fost trei românce și imediat și-au dat în petec la Paris, atacându-se una pe alta. Și această campanie furibundă a Anei de Noi și mai ales a Elenei Văcărescu, Elena Văcărescu chiar o ura pe Marta Bibescu, și a făcut tot posibil în toate cercurile în care se învârtea să o discrediteze pe Marta și să acrediteze ideea că Marta era spioană germană, ceea ce evident nu era. Oricum noi nu avem nicio dovadă. Că a fost favorizată în perioada 1917-18 de către nemți, da, e adevărat, dar de aici până la au considerat că a fost spioană sau Marta Hari, cum îi se spunea, nu, nici când. În orice caz, Marta, după primul război, a tras învățămintele necesare, fiindcă i-a trebuit puțin timp, după 1918, să se reinsereze în societatea franceză, unde fusese făcută pulbere de cele două verișoare, și chiar în societatea românească, unde Regina Maria, mă rog, a păstrat o anumită distanță față de ea, deși s-au împăcat până la urmă, dar n-au mai avut aceleași relații bune de dinainte. Deci Marta Bibescu a tras învățămintele și în timpul celui de-al doilea război mondial a evitat pe cât s-a putut relațiile cu ambasada Germaniei la București, cu Reichul lui Hitler, pe care oricum nu-l înghițea pe Hitler și, mă rog. În anii 20, pentru Marta Bibescu au fost și buni și urâți. Când spun buni, a trecut printr-o serie de aventuri sentimentale, a avut multe călătorii, dar în schimb a avut și foarte multe drame în familie, sinuciderea mamei și a sorei sale. Da, prima nenorocire, să spunem, prima moarte, că doar să spunem moartea, într-adevăr, e o nenorocire supremă, a fost legată de vărul ei, Emanuel. Ea a fost foarte legată de-a lungul întregii vieți de cei doi veri frați, Emanuel și Antoan Bibescu. La rândul lor erau copiii prințesei Elena Bibescu, o mare violonistă a perioadei respective, până în 1902, când a murit. Deci o mare... erau, evident, rude. Și cei doi frați Bibești au introdus-o... Marta le datorează foarte mult, fiindcă acești doi frați Bibești au introdus-o în cercul scriitorilor francezi cei mai importanți, cei mai celebri, în primul rând Marcel Proust. Ei doi au fost foarte buni prieteni cu Marcel Proust, dar și cu alții, cu Anatole France, cu... Iar acest Emanuel Bibescu, care întreagă fie vorba, a fost prima mare dragoste a Martei. Ei, în 1906-1907 a făcut o călătorie Marta împreună cu soțul ei în Persia și au fost însoțiți printre alții și de inginerul Leonida, dar și de Emanuel Bibescu. S-au îndrăgostit unul de celălalt, mai mult Marta de Emanuel, și au avut un fel de relație tot așa platonică, fiindcă Emanuel a fost, după prima efuziune sentimentală, când au căzut unul în brațele celuilalt, mă rog, a fost destul de reticent, fiindcă totuși era văr cu George Valentin, cu soțul Martei, și a evitat să meargă mai departe. Și
acest Emanuel Bibescu, prima ei mare dragoste, s-a sinucis primul în 1917 la Londra, pusese în Japonia, contractase o boală care desfigurase și Marta era deja în Elveția când a primit știrea de la Antoan Bibescu, fratele lui Emanuel. Emanuel s-a sinucis, mai încercase să se sinucidă aruncându-se de pe vapor. În 1917 i-a reușit a doua tentativă și lucrul ăsta a marcat-o mult pe Marta, dar n-a avut timp să se reculeagă prea mult, fiindcă în anul următor, la niciun an, s-a sinucis Margrit, sora ei, aflată în Elveția. Și ea, Margrit era născută în 1898, deci practic când avea nici 20 de ani s-a sinucis. O ființă destul de dezorientată, de busolată, Margrit, care trăise sub dominația atât a mamei comune, aici a Martei, deci a doamnei Lacovari, dar și sub dominația Martei, care o ținea din scurcubanii, că Margrit nu avea propriei avere. Și Margrit era o fire foarte romanțioasă, așa își dorea un bărbat, visa la iubiri romantice și eterne și până la urmă s-a îndrăgostit de un ofițer englez aflat într-un spital din Elveția la tratament. Mă rog, ofițerul respectiv, după ce a dat anumite speranțe, s-a dovedit că era și căsătorit. Mă rog, cert e că Margrit a făcut o cădere psihică. În perioada respectivă, Margrit și Madeleine, cealaltă soră, trăiau împreună în Elveția și în ziua în care s-a sinucis Margrit, era împreună cu Madeleine și soțul Madeleinei, deci cumnatul ei, un conte italian, și Martei i s-a părut toată viața că Madeleine ar fi putut să împiedice această sinucidere și că nu și-a dat seama în ce stare se află Margrit. Și lucru destul de ciudat, din 1917 până la moarte, Marta n-a mai vrut să vorbească cu Madeleine, deci sora supraviețuitoare, acuzând-o de dispariția și de sinuciderea surorii mai mici. Zic destul de ciudat, fiindcă e de ajuns că își pierduse o soră prin sinucidere, dar ea a renunțat și la cealaltă soră, Madeleine. A fost chiar un episod hilar, dacă n-ar fi fost dramatic. Totuși, cele două surori s-au mai revăzut odată până anii 30, cred că 36, la dezvelirea unui bust dedicat tatălui lor, Lahovari, Ion Lahovari, dar s-au făcut că nu se recunosc. Întrebate una de celălalt, au zis, nici n-am știut că a fost Marta, respectiv Madeleine, mă rog. Și deci a fost dispariția lui Antoine, sinuciderea lui Antoine, sinuciderea Margritei și, 2 ani mai târziu, sinuciderea mamei, deci a doamnei Lahovari, mama Martei, s-a sinucis în gara de în Lausanne. A fost o anumită morbiditate în familia aceasta. Ea a scăpat, Marta Bibescu era plină de viață și înfrunta problemele, nu se lăsa copleșită de ele. Însă, într-adevăr, anii 20, cum ați spus, sunt mai degrabă ani buni pentru Marta, fiindcă, din punct de vedere literar, îi apar principalele opere, chiar capodopere. Mă refer la Izvor, Țara Sărcilor, 1922, și la Papagalul Verde, 1924, un roman destul de fantastic, sinistru, morbid, cu multe incesturi, cu sinucideri, cu oarecum autobiografic, dar în același timp este și anul în care, sunt anii în care întreține o relație foarte pasională cu Henri de Jouvenel. Era un nobil francez, dar de stânga. Deci fusese patronul unor ziare și redactor șef la Le Matin, mă rog.
radical socialist, intrase în acest partid și a deținut anumite funcții în guvernul francez, a fost ministrul învățământului, ulterior a fost înalt comisar al Franței în Siria și a murit ca ambasador al Franței în Italia, în Mussolini. Trebuie spus că Marta era atrasă, sigur, de oameni de bună condiție, nobili, inteligenți, cultivați, dar și de oameni care dețineau putere. Era mai fascinată de plăcerea de a sta în preajma oamenilor care dețineau puterea, decât de sex sau de lucruri de genul ăsta, fiindcă plăcerea ei cea mai mare era de a încerca, dar și închipui mai degrabă, că e partace la luarea unor mari decizii. Decizii. De altfel, în anii 30 are și o relație cu primul ministru britanic. Da, într-adevăr, acolo a ajuns cel mai aproape de un centru de decizie, fiindcă ea și-a închipuit în 1909, de exemplu, că fiind iubita, mă rog, favorita cronprințului, deja se vedea ca un fel de decidență asupra sorții Imperiului German și până Imperiul German asupra lumii. În relația cu Ramsay MacDonald, relația e consecutivă unei alte relații celebre cu Lordul Thompson. Lordul Thompson e posibil să fi fost marea dragoste, atașatul militar al Marii Britanii la București în timpul Primului Război Mondial, dar care Lord Thompson moare într-un accident celebru la perioada respectivă, în 1930, cade cu dirijabilul într-o pădure în Franța și arde de viu. Dar ea rămâne prietenă și ulterior iubită cu Ramsay MacDonald, premierul Marii Britanii, care fusese bun prieten cu Thompson și mai întâi această prietenie comună pentru Thompson și amintirea lui îi leagă, dar ulterior, mă rog, se îndrăgostesc unul de celălalt. Ramsay MacDonald era un tip provenit dintr-o pătură mai umilă, dar care prin forțele lui devenise președintele Partidului Laburist. Partidul, să spunem, social-democrat din Anglia. Nu îi spunea social-democrat, se îi spunea Laburist, dar Labour, muncă, de Partidul Socialist din Anglia, care ajunge prima dată la putere în 1923, pe urmă revine în 1929. Și, practic, relația lor evoluează și cu Marta încercând, fiind aproape de putere și având iluzia că poate controla anumite decizii politice. Da, fiindcă Ramsay MacDonald, într-adevăr, avea putere. Era premierul Angliei și nu numai al Angliei, ci al Imperiului Britanic, care, practic, controla întreaga lume. Se întindea pe o treime din lume, India, Noua Zeelandă, Canada, Australia, deci... Iar deciziile pe care le lua Ramsay MacDonald, sigur că uneori Marta era prima care le afla și din punctul ăsta de vedere a trăit o perioadă în anii 34-35 iluzia că e în cercul zero al puterii mondiale. Dar, mă rog, era mai mult pe iluzie. Anii 30, din, cum pot fi caracterizați din punct de vedere literar? Ce a scris în această perioadă? În anii 30 scrie... Vedeți, marile capodopere sunt în anii 20. În anii 30, ea se axează foarte mult pe romane de consum. A participat la un moment dat la o, să spunem, la o discuție, la o cafea cu mai mulți scriitori francezi importanți și acolo au făcut un pariu între ei, care dintre ei poate să scrie și pentru publicul larg. Deci, romanele lor, și aici mă refer la Marta, erau totuși pentru un public cât de cât citit, cultivat, intelectual, obișnuit cu cititul. Și cineva a venit cu ideea, nu, dar voi ați putea să scrieți și pentru oamenii obișnuiți, adică să fiți cumpărați și de pătura de jos. Și singura care onorează acest pariu este Marta Bibescu, care începe să scrie sub pseudonim Lucile Decaux,
sigur, scrie sub pseudonim ca să nu strice numele de Marta Bibescu, ca să spunem așa, și scrie un fel de, tot felul de povești romanțioase, de sentimentale, mă rog, cum se spune, pentru coafeze sau romane din astea pe care le citești în tren și le lași când pleci din compartiment. Cel mai celebru roman din chestia asta, din această încercare literară a Martei, rămâne Katia sau Demonul Albastru. Este povestea Katiei Dolgoruchi, care a fost mare iubire a țarului Alexandru al II-lea, mort în 1881, asasinat pe 1 martie, dacă nu mă înșel, și a fost iubirea acestui țar și după moartea primei soții a țarului, o prințesă germană, Maria de Hesa, această Katia Dolgoruchi devine a doua lui soție. Și a fost o iubire sfârșietoare, terminată prost prin asasinarea țarului, dar o poveste care se preta la un roman de genul ăsta, iar succesul romanului a fost asigurat de o ecranizare celebră în perioada respectivă, în anii 1937, în care rolul principal era jucat de Daniel Darieux, marea diva Franței în perioada respectivă, până a apărut Michel Morgan, mă rog, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, deci Daniel Darieux, care s-a stins, chiar am spus, anul trecut la vârsta de 101 ani împlinise. Și acest film a făcut furoare în toată lumea, a fost foarte bine prizat, mai puțin în România, unde regele Carol al II-lea l-a interzis, fiindcă scena asasinării țarului în 1881 i-a trezit amintiri neplăcute lui Carol al II-lea, care a zis să nu le dea idei legionarilor, să nu le dea idei supușilor săi, mai ales legionarilor, și de a interzis filmul în România. Anii 40 au fost o tragedie pentru întreaga umanitate, dar și pentru Marta Bibescu pe plan personal. Îi moare soțul, apoi pleacă cu greu din o Românie care era într-un proces de comunizare forțată, ajunge în Franța și va trebui să-și câștige singura existența din scris. Da, primul șoc pe care îl are în anii 40 e venirea legionarilor la putere. Marta Bibescu nu prea grea, fiind liberală în spiritul ei, nu prea grea formele astea de totalitarism, de aia nu s-a simțit atrasă nici de Hitler, nici de Mussolini, pe care i-a vizitat, cu care a conversat, mă rog, și evident nu-i plăceau nici legionarii, deși multe dintre rudele ei erau legionare, Cantacuzinești, Sturza, și fiind cunoscută ca având relații cu englezii, cu francezii, mă rog, îi se face o percheziție în noiembrie 1940, în urma căreia șeful poliției legionare, Alexandru Ghica, care era văr cu ea, îi confiscă tot ce avea la Mogoșoaia, îi ridică toate documentele, toate cărțile, toate manuscrisele. Ea avea acolo toate manuscrisele referitoare la ceea ce dorea să fie cea mai mare operă literară a ei, Nimfa Europa, un fel de rememorare a familiei ei din ultima mie de ani. Mavrocordații, Cantacuzinii, Brâncovenii, mă rog, era un proiect imens, 27 de volume, n-a apucat să scrie decât primele două. Dar pentru care în Franța, după ce ajunge în anii 50, ia bani pentru aceste volume, pentru a publica. Ia bani în avans, ca să spunem așa, și ea nu prea se ține de treabă, mă rog, fiindcă nici n-avea cum. Și, dar revenim, deci legionarii care îi confiscă asta, în același timp cu persecuțiile legionare, de care scapă oarecum tot datorită relațiilor de rudenie, fiindcă se duce la vara Izoie Sturza, care era mare legionară și cu multă influență, și evită arestarea ei și a soțului, dar e și momentul în care află că George are cancer pulmonar și se devotează soțului, trebuie spus asta,
până în ultimul moment, de fapt, boala evoluează foarte rapid. I-a adus un profesor celebru din Germania care îi dă mai mulți ani lui George Bibescu, dar până în final se stinge pe 2 iulie 1941, spre disperarea Martei, care, mă rog, totuși fusese soțuit timp de 40 de ani, aproape 40 de ani. Deci moare George Valentin Bibescu, e perioada războiului, 40-41-44, până intră rușii. Ea, în general, stă la Mogoșaia, face din Mogoșaia așa un centru unde se întâlneau diplomați elvețieni, ministrul de externe a României, Mihai Antonescu, care era bun prieten cu ea, este trimisă într-o misiune în 1943 la Istanbul, bănuită ea ulterior că ar fi fost trimisă de către autoritățile române ca să faciliteze unele contacte diplomatice și unele tratative între România și puterile anglosaxone, Statele Unite și Marea Britanie. Se întoarce, intră rușii, vine reforma agrară, în urma căreia pierde o mare parte din moșii, rămâne cu Mogoșaia adevărat, încearcă să plece din România și reușește cu greu, dar reușește datorită sprijinului britanic, vicemareșalul aerului, deci mă rog, un fel de ministru adjunct al forțelor aeriene, care era ea prieten Stevenson, trimite un avion și îi spune când și cum, și Marta e, ca să zicem așa, extrasă, ca să folosim un termen din spionaj, extrasă din România, dusă la Napoli și pe urmă la Paris, Londra, și scapă. În încheiere, ce aș vrea să vă întreb, e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Ce ar trebui să, ce învățăminte, cu ce ar trebui să rămânem noi, generația de astăzi, din scrierile Martei Bibescu, și ce ar trebui să învățăm din viața ei? Din viața ei, a spune, n-a spune cuvinte prea mari sau patriotarde, fiindcă Marta, deși evident româncă, se considera un cetățean universal. Deci aș reține în primul rând europenismul ei. Era o promotoare a unității Europei, ceea ce e un deziderat pe care încă îl căutăm și astăzi. Era româncă, dar nu putem nega faptul că pe epitaful ei, deci pe mormântul ei, scrie Marta Bibescu, scriitoare franceză. Deci ea se revendica intelectual de la cultura franceză, care i-a dăruit toată opera ei, fiindcă opera ei scrisă în limba franceză, că ulterior a fost tradusă, inclusiv de Sadoveanu, asta e cu totul altceva. A spune un singur lucru pe care trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi. Să-ți urmezi visul sau să-ți urmezi calea. Marta Bibescu și-a dat seama după copilărie, după căsătoria nefericită, după începutul căsătoriei nefericite cu George Valentin Bibescu, că calea pe care o are de urmat și visul ei e acela de a deveni scriitoare. Și până la urmă, vrem, nu vrem, dincolo de iubiri, de colaborări, de spionaj, de nespionaj, de orice altceva, Marta Bibescu rămâne o mare scriitoare, încă insuficient cunoscută. Deci aș concluziona, fiecare om e bine să se gândească ce vrea de la viață, care sunt talentele lui, fiindcă Marta Bibescu și-a dat de la început seama că are talent de scriitoare, și să-și urmeze visul până la final, fiindcă Marta Bibescu până la 87 de ani a scris și făcea proiecte, cum continuă cu biografia generalului de Gaulle, cu Nimfa Europa, deci din copilărie și până la moarte s-a gândit cum să scrie mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. La revedere!